Domnul Tache, ai ceea ce se cheamă metastază, cancer, adică. Nici n-are rost să mai căutăm de unde a pornit, că s-a extins peste tot. Se zice că trebuie să menajezi pacientul, dar eu zic că e mai bine să te iei odată și scurt. Doare mai puțin. Mulți au certificat că le-a fost mult mai ușor să afle așa dintr-o dată. Să le fie țărul mai ușor. S-a dus... Robinetul s-a dus. La cea de voie și cea fără de voie. În sus, Doamne, odihnește sufletul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, înfristarea și suspinarea și orice greșeală ce a săvârșit cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este un care să fie viu și să nu greșească. Rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește și pentru ca să se ierte toată greșeala cea de voie. Doamne, odihnește sufletul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, unde a făcut toată durerea în scară și suspinare și orice greșeală cea să vârșit ea cu cuvântul și-a spune 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 și Nu vă rog la mormântări merge prost. La parastase e altceva, numai e lumea așa tristă. Dar să știi, Natache, și în cimitir ca pe centură. Niciunul nu te ia de nevastă, niciunul. Astrele vă zâmbesc. Astrele fac cu ele de azi. Le duc să le spăl că au prins miros. Se simte că nu e o femeie aici. 3G este o tehnologie prin care... E plin de ele în cimitir. Dar măcar nu te ba la cap, te lasă în pace. Lovește-mă, lovește-mă. Natache, dacă vei și mata un apartament în oraș, ce pereche făceam? Mă anunț mata când mai e cazul să vin. Poate mă lipesc de un vădur. Speranța moare ultima. Doamne ajută! Geto! Da? Cât mai sunt prețurile până oraș? 102, depinde de client. Pentru matalas la 50? Nu, nu prețurile alea, mă. Batiste, prosoape. Să zicem că vreau să organizez o mormântare. Cine ți-a murit? Femei. Mă întrebări de capăt. Speranța. Asta oferă, nu aduce telefonia mobilă. Adică putere la nivelul individului. Cel care deține informația la timp, deține puterea. Exact. Nu? Uite că eu n-am murit fără mobil. Se lansează în curând varianta Super 3G. De 260 de ori mai rapidă decât varianta 3G. Se anunțează că ea va fi implementată în sistem. Din nou, există mai mulți utilizatori de servicii 3G și chiar a crescut numărul lor. Oh, asta e o veste foarte bună.
de plata prin telefon mobil. Sunt mult mai performante. Dacă ești la casă? Nu. Operatorii de... Cine? A trecut. Pace că mă duc și eu să-i las florul de asta lui răposata. Așa. Și după aia îi trageași la o tablă? N-am dispoziția necesară. Da. Profită de mine că sunt viu. Cumva tu și Geta... Numai la femeie ți-e capul. Îmi place fata. Încă mai pot să o fac fericită, să știi. La vârsta ta și la anii ei n-ai bani. Abia după 80 știi ce și cum. Să știi, dar cu ce mai știi? Băi! Dacă aș fi răposata și moartă, s-ar scula să facă scandal. Știi ce geloasă era asta? Pooo! Să trec și până la Dorina? Nu. Lasă, altă dată. Altă dată. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Da. Mă întreb cum o fi murit Valeria. Păi spune-o. Atât au fuțuit-o de la un spital la altul, că a murit în salvare. De plictiseală. Nu, dacă a murit mulțumită de cum a trăit sau... Mulțumită? Foarte. Auzi, nu te uita la mine cum arăt acum. Eram frumoșel foc în tinerețe. Și țeapăn... țeapăn... Ziceai că vrei să-mi spui ceva? Hai, Radel. Da. Hai că nu-i mișac, mută-l. Am auzit un banc la radio. Și că sta groparul noaptea în cimitir. Am banc profesional ăsta, nu? Trebuie să... Singur. Da. Și iese un schelet și vrea să-l sperie. Chestii. Groparul nimic. Scheletul iar. Nimic. Atunci scheletul vrea să plece afară din cimitir. Și pune mâna groparul pe lopată și îi trage una în cap. Glumim, dar nu părăsim incinta. Îl știam, dar tot bunic. Mi-a găsit cancer. Hai, domnule, nu mă spune. E rândul tău. Cum adică? Nu vine să cred. Ai zis că în 2-3 luni? Ți-o dau de linie că nu mai am niciun chef. Dacă jucăm table de câțiva ani buni, înseamnă că mi-ești prieten, nu? Doamne, dar nici să discută. Am ceva bani puși deoparte. Vreau o mormântare cum trebuie. Asculte, ce tot vorbești prostii? Sunt oameni care au trăit cu sida ani de zile și tu? M-am dus la doctor așa să mă aflu în treabă. Simțeam că umblă ceva în mine, roade, umblă. Cancerul. Știi lada aia de la mine, de lângă perete, aia unde țin eu radio-ul? Da. Acolo ai absolut tot. Cămașa, costumul, pantofii, tot. Vreau să mă îmbraci când o veni cazul. Eu? Dar de ce nu rogi pe Geta? Ea le are mai mult cu dezbrăcatul. Aha. Păi tu ai experiență cu răposatele. Da. Dacă spun ceva, Bastoba? Hai, mă, tache-mă. Ia zi, ce vezi? Hai? Ce vezi? Păi te văd pe tine, cât de prost ești. Ce se vede? Ce se vede? Păi sunt copăcii, curci, cimitir, na! Exact, cimitirul. Da. Cât vezi din el? Tot. Ca pe tron, rege. E. Uite, pe ăștia eu i-am băgat în pământ pe toți. E. De acolo e nevastă ta? Da. Acolo... Amărâtă ea de Dorina, săracă. Ia, scoate puțin. Ia zi, cum asta? Așa... A, bine, este bine. E? A, cine fac groapa? Pe bancă? Nu, dă-mi le sub.
în vârf, la cima în grob. Nu se poate, domnule. Păi ne-ai spus atunci când am văzut un grup și o păiră pozată într-o zonă mai bună. Și Bădorina la fel. Ai spus că nu se poate, că aici e sub e numai stâncă. Trebuie picamăr ca să sapi. Așa ai spus. Câte am mințit, na, ce să fac? În 34 de ani de carieră s-a plicit cineva de tache? Nu merici eu atâta lucru? Nu? Ploaie, vânt, ger, nu contează. A rămas cineva pe din afară? Merici eu atâta. Și ce? În vârf. Vroastele alea două nu meritau? Ha? A trebuit să le bag la cucuiețe din deal. În timp ce tu aveai groapă de ștab pusă deoparte. Te mai dai și de prietenul meu. Auzi, dacă n-ai fi în starea asta, ți-a spun eu de la operaz. Îmi faci morală? Da, da. M-ai dezamăgit? Auzi, morala e pentru aia vii. La mine nu e cazul, domnule, clar? Mă rog, mă rog. Zi mai bine că ți-e scârbă să mă îmbraci și să mă speli și să mă bărbierești. Ți-e scârbă? Tu te la fafalou și fiul. Lux, uia-te și parfumează acolo. Da, da. Vezi că vine furtuna să nu răcești dreptul. Ieși de afară din cimitirul meu! Pune-o parul pe voi! Pe! Tati, dar mami când vine? Nu știu. Dar unde s-a dus? La maternitate. Tati, când mergi la cimitir, poți să mă ieși pe mine? Dar ce, Disneyland? M-am săturat de tine. Fac cu nervii. Nu de față cu copiii. Ei, te flăși. Parcă ei nu știu ce toate au. Un ban ne face în plus ca să trăim și noi mai bine. Ai un cimitir întreg pe mână. Rezultatul ecografiei. Ia uite ce am citit la cabinet. Dricul lui Lady Di la noi în oraș. În curând concetățenii noștri vor putea fi duși pe ultimul drum cu mașina casei regale. A? Ce afacere! Tatea? Cine-i tatăl? Unul care poate. Fac bârnaie pentru tine, imbecilule! Te caută moartea pe acasă! Tu te ții de atletism! Rămâna, doamna Sofia. Probleme în cimitir, Tache? Da, toți la locul lor. S-au făcut frumoși copii. Zici copii, zici cheltuiel, Tache. Asta mare merge la școală, are nevoie de ghiozdan? Asta mică vede și ea la televizor, vrea o rochie? De rădu cu ce să mai vorbim? Și bani din părți? Îți mai trebuie umbrela? Ești la doi pași de cimitir. Nu mai trebuie. Bani de un taxi ai? Lăsați că vă dau eu cum merg. Când te gândești că mai vine unul mic, e pe drum, nu știu cum o să ne descurcăm cu patru copii. Să fie într-un ceas bun. Mersi că ai stat cu ei. Hai, copii. Vodka? Nu, nu beau. Vitas, o să trăiești 100 de ani. Păi... nu cred. Sunt tensor niciodată, Tachi. Nu mai e cazul. Am fost la doctor și... o să vă las fără gropar. Mi-a spus că mai am 2 luni de... E a doua veste proastă pe ziua de azi. Uite că mi se taie picioarele de la ce mi-ai zis. Te duc la județean, la spital. Altceva am nevoie, domnul ăsta. Orice, Tache, orice. Știți locul ăla de reculegere la înalt cu banca pe el, unde ziceam eu că nu pot să îngropă nimeni, că e stâncă de dedesubt, că nu permite terenul. Da. Azi mi-am dat seama că permite. Permite? M-a prins ploaia acolo și am văzut ce repede se scurge apa până...
Așa că nu e stâncă de desubt. Nu e logic. E, acolo vreau... Vrei rezervare? Pentru două luni. Gata, s-a făcut. Dar trebuie omul cât vrea tachi. Rămânem până copiii noștri. Legea firii. Copiii noștri, viitorul nostru. Poți să iau ziarul ăsta? Părăsim incinta. Sănătate! Ai, mersi. Păi, puterea înseamnă să nu trebuiască să ceri iertare niciodată. Ai notat? Da. Machiavele zis. Hai, bă, Pandele, e gata garajora? Eu zic că o să încapă. Da, e mare Dricosta? Băi, Pandele, bă, tu crezi că dita mai prințesa Angliei a fost dusă pe ultimul drum cu trabantul? Degeaba vreau eu imperii dacă n-am cadre. Noi vă ajutăm, să știți. Mediatizăm cât se poate. Cine tu, mă? Hai, bă, că au venit! Parcă au îngropat-o cu tot cu mașină. Băi, nu te plătesc să comentezi, trebuie să iasă ca nouă și asta repede. Băi, nici de șofer nu ești bun, de o oră te aștept. S-a aglomerat drum și cu ăsta în spate. Na, tot de la Dric. Ai șuruburi și buji în pungă. Ia stai, mă. Auzi, tată? Îmi dai și mie banii pe luna asta? Ce, mă? Sunt și eu pe firmament. Păi, văzut ce scrie acolo, mă? Păfălău și fiu, nu păfălău și tiner. O, domnul Tache, ce faci, domne? Ai ieșit din brlog? Am citit... Ăsta e Dricul reginii? Nu, e al prințesei. Regina trăiește încă. Și o să fie gata într-o lună jumate, hai două? Eu zic, bă, Pandele, o să fie gata într-o lună jumate, două? Cam e de lucru, dar e vinul de cap. Dacă ai zis că îl faci, îl faci. Au, șeful, n-aș fi mai bine să scoatem de pe internet niște poze cu Dricul ăsta? Nu, mă, lasă-mă, îl faci frumos pe computer. Hai, mă, lăsați-mă în pace, hai, du-te, hai. Băgați-o în garaj, haide! La cam cât m-ar duce niște servicii complete, de lux. Îmbrăcat, spălat și transportul cu Dricul Lady Di. Nu s-a întors? Da, glumim, mă. Păi, na, mă, Tache, de exemplu, poșul ăla de acolo e cam 10 milioane. Dar dacă faci și crucea la noi, poți să-ți gândesc un pachet promoțional și te scoate mult mai ieri. Acum, na, depinde și de dimensiuni. Pentru cine? Bărbat, femeie, copil? Bărbat. Adică eu. Salutate. Să trăiești. Căutați pe cineva? Da. Căutam un loc înalt cu o bancă pe el. Administratorul ne-a asigurat că e ceva special, demn de soția mea. O femeie minunată, o mamă. E. Ce căutați? Stați, domnule. Auzi, mă? E cimitirul odihna tuturor? Păi atunci să fie a tuturor! Nu lumea ta să faci ce vrei cu ea, da? N-am cerut nimic toată viața mea, domnule Nestor. Nici locuință în oraș, nimic. N-ai vrut nimica toată viața ta! Ce, eu te-am ținut în cimitir? Cine zicea că-i de rahat oraș? Era groapa mea. Taghe, poate găsești ceva pe bucata nouă de la primărie. O curățăm de țigan până mori. Uite-l scula din pantalon de fascistă! S-a putea să-ți aviu, bă! Ah!
Ești deja gata? Ți-au trecut două luni? Ce, domnule, ai venit să râzi de mine? Eu? Doamne, iartă-mă. Auzi, Tache, eu m-am mai gândit. Morții cu morții, vie cu vie. Pe ce stricăm noi o prietenie ca a noastră pentru o groapă, mă? Domnule, e groapa mea, nu e orice groapă. Și acum trebuie să fac paltul în ea. Și am făcut toată viața. I-am lăsat pe alții să-mi ia locul. Mi-au stat ca prostul, nu am mișcat un deget. De bascul, avocat, casa, alea. Lasă-l fă în pace, vezi că-i mai dă steaua lui. Îmi povestiți după. Băi, Tache, uite ce cred eu, că din viață e bine să cigulești tot ce e mai bun. Să bei, să mănânci, ceaca-paca, și când ți-a sunat ceasul, ți-și se rupe unte în groapă. Înțelegi? Ai burta plină? Faci asta unde vrei. Lasă-ne Abovicescu, că nu-i chiar așa. Nu ai nevoie și de un loc unde să te simți acasă. Un apartament în centru, primitor. Un bărbat care să nu te bată din primă. Uite că eu n-am nevoie de niciun bărbat muieri. Apartament în centru. Nu ați înțeles nimic. Vorbeam și noi ca să nu tăcem. Vorbim. Vorbiți. Ce țilă mi-a fost mie de lumea asta, că de toată ziua vorbești. Vorbiți, când eu tot timpul. Nu face nici cât o ceapă degerată. Asta așa, așa e. Așa e. Ba nu e așa. Că toată viața am fost un prost. Asta așa e. Și-am lăsat pe alții să-mi iau înainte. Și când acum mi-a venit și mie rândul să mă ușor în vârf, să mă uit la alții, să le scuip ție minții în cap, mi-a luat groapa. Asta e? Ba nu e asta. Când vreau groapa înapoi, clar? Mă fufa aia, o dau afară de acolo și intru eu în locul ei. Adică în locul meu, pentru că e locul meu și groapa mea. Până nestorul îl fac praf. Una cu pământul îl fac. Vreau mormântare? Nu-mi trebuie. Pampară, capou, 5-6 coroane. Ce 5-6 coroane? 20 de coroane vreau, clar? 2 pop la cap, să-mi cânte și 2 la picioare. S-a aflat tot orașul că a murit Tache Croparu. Ce faci, do' Tache? Te zore ai? Bă, da' futul ești, bre! Asfalt. Poate te rățesc pe aici. Mă rog să mă iertați. M-am confundat cu alt dobitoc de șofer. Tiliu Drecuș. Bă, unde ați mai văzut voi Dric Roșu? Poate în Playboy. Șeful, eventual să dăm o erată. Ca să se prindă ăștia că ați făcut-o pe computer și v-ați jucat ca idioții cu culorile. Am același drept ca și tine să decid ce și cum apare despre firma noastră. Așa sare mai bine în ochi poza, da? Poate sare ție o labă în ochi ca să vezi mai bine ce scrie pe firmament, pe Fălău și Fiul, nu pe Fălău și Tinel. O să faci la muncă patriotică până ți este clar cine e șeful. Dumneata... A, Tache, ia uite să nu te recunosc. Ia, ia. Poate vă uitați un pic pe asta. Am făcut o listă cu... Tot ce am eu nevoie la... Așa. Yes. Tricul lui Lady Di, da? Da, avem. Coroane, bravo. Grilaș de fier forjat. Bravo. Fanfară, bravo. Cruce de piatră. Bravo. Și cavou. Am bani, domnul Pafarău. Dar nu asta contează. Eu am venit să vă propun o afacere. Yes. O să vorbesc afaceri de față cu... Cu ăștia ca și când n-ar fi. Hai, bă, ia plecați de aici, n-aveți treabă, hai!
Ia zi, Tache. Domnul Porfaro, trăim o epocă dură. Cel care deține informația are putere. Ce, mă? Putere la nivelul individului. Asta vă ofer eu. Câți bani ai acolo? Vreo 6.000 de dolari. Mizilic. Dar nu asta e ce mă interesează. Aici am sute de mii. Vă dau odihna tuturor. E supărat rău. Da, foarte bine. Cu deștea ca tine s-a făcut revoluția. Supărați. Profelor și fiul, pom pe funebră non-stop, da? Cu ce vă servim? Și zici că Nestor nu e hoț chiar așa de cinstit cum se zice pântăr, da? Exact. Domnul Profelor, vă spun sigur. El are acolo un dulap în care l-am văzut eu cum umblă. Numai noaptea umblă. Și acolo are bani, domnule. Dacă nici neveste se nu uită bani, că tot i-am dat bani de taxi. Vă spun sigur, el are acolo un metru cub de bani. Și la mine de ce ai venit? Pentru că îmi vreau groapa înapoi. Dacă eu fac demonstrația că el acolo ține bani, este, domne, scandal. La primăria o să uite în gura mea un amărât de gropar. Voi fi eu singurul din oraș, dar îmi trebuie o relație. Îmi trebuie un spate. Auzi, mă, Tache? Păi dacă tu ești singurul gropar din oraș, pe tine, așa unic cum ești, cine te îngroapă? Hă? Lasă că are tata Păfălă o idee. Tu îmi dai mie odihna și eu îți dau ție un bonus la lista aia pe care mi-ai adus-o. Ce-mi dați? Ia, atenție toată lumea la mine! Domnul Tache, aici de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul vieții pe pământ. Un gropar. Fiule, dacă nu dai în bară, te fac administrator la odihnă. Dar trebuie să o încep de jos. De foarte de jos. Din adâncime chiar. Mișcați excelent pentru cineva care vorba aia e pe moarte. Da. Meseria. Da, corect. Și la mine e la fel. Dacă meseria o cere, mă duc oriunde. Auziți, dar n-ați vrea să facem câțiva pași? Nu aici. Așa, pe stradă. Nu oricine e bun de gropă. Corect. Da. Aveți o poveste interesantă. Da? Da, păi ce mi-a spus domnul Păfălău e super tare. Cât despre Nestor, vă asigur, o să iasă tâmbălău mare. Dom'le, o dorință am avut și eu și l-a durut în pix. Domnul Tache, ascultați-mă bine. N-ați vrea să-mi dați mie exclusivitate? Adică să mă lăsați să scriu eu povestea. E păcat de subiect. Și eu cu ce rămân din asta? Adică... Păi... Ce mi se la... Publicitate. Cineva, așa ca dumneavoastră, care vrea o mormântare foarte specială, are nevoie de
cortegiu numeros de audiență. Publicitate. Domnule, atât de mult îmi doresc să vorbesc și eu la radio. Asta e foarte simplu. Am eu un prieten la radio, da? La horoscop. Să-i spui din partea mea, domnule, că e un bou. Las că îi spun eu când ajung eu acolo la radio. Deci e ok? Da. Publicitate. Gesuțo? Eu am săpat groapa. Eventual le spui tu dacă întârzi că sunt la radio. Dar cum termin, vin și la stup. Îmi pare așa rău că n-am cum să ascult emisiunea. Auzi? Că le-ai spune tu la colegele tale, fetele alea de pe centură, să vină la mine la mormântare? De ce să vină? Păi că n-am alai. Trebuie oameni mulți, alai. Nu o să fii numai tu, Bobicescu și fanfara. Păi și mata, unde o să fii? Cum unde? În tric, în sicriu, unde dracu să fii una? Păi neatache, zi așa, păi, dar dacă vii mata pe centură, le iei cu duhul blândeții, varsă fetele și o lacrimă. Sunt ele curve, da? Au suflet bun. Dache! Ce, domne? Ți-am adus ceva. Dom'le, n-am timp de tavă. Nu, nu-i mare chestie. Sunt ca la radio. Uite, uiți. Medicina naturistă. Cum să scap de cancer în 10 pași? Păi da, ci că au fost cazuri, au fost cazuri. Și asta? Ca să mă sun. Dacă... Dacă nu merge cu cartea. Da. Te-ai gândit? Ce le spui la aia la radio? Mă dor picioarele! Și? Ce? Vreau taxi! Ori prăji, ori taxi, n-avem bani de amândouă. Taxi! Hai! Hai în spate! Urc o dată! Doamnă, te-ai comanda, doamnă! Vrei să flăuși, hai, domnule, totul de aici! Răspunsul noastră unde e, da? Eu țin să precizez. Gala Galaxio 19. În 34 de ani de muncă, nu mi-a repartizat și mie o casă. La ora asta locuiesc în cimitir, credeți-mă, în locuința de serviciu. Și nu mă mir că m-am îmbolnăvit așa de grav și că într-o lună... Ia dă-l mai tare! Ca o concluzie pentru ascultătorii noștri, considerați că administratorul cimitirului nu e chiar cinsta întruchipat. Sigur nu e. Almitere nu mi-explic de ce să dea locul meu de veci altuia. Clar e corupt, așa. Nor ordinar și nenoror, ce ești? Hai de capul tău, mă duci la cimitir. Nu e un om corect. Și de vine, ține, socul mic, bă, mare, cât un bă, ce cât ai! Bună ziua, nu vă supărați, unde-l găsesc pe domnul Nestor? Nestor și mai cu. Că și ăsta de murit tot Nestor se cheamă. A, nu, administratorul de cimitir, nu știți cumva pe unde e? Ce administrator, domnule? Nici groparul nu e. Îl așteptăm cu toți aici să astupe mort. Țăr, nenorocit, tu furi și cu mine mă fraierești ca pe proastă? Unde ascunzi banii, hă? Ce unde ascunzi banii? Am bani. Ai știi avere? Haide, deschide imediat, bă! Nu deschide nimic, că ești nemul. Deci afară, scoate-ți de taxiul! N-am bani! Mami, nu mi-am luat prăjii! Din cauza lui! Îți ții copiii în mizerie și tu te lăfăi în bani. Stau închisă în orașul ăsta în loc să simt că trăiesc. Ce curvă să fățepă pe banii copiilor și ai mei! Ieși și plătește taxiul! Stai acolo! Bani, când mi-ai luat prăjii? Nu, lasă-mă în pace, n-am bani. Domnule, nu mă interesează, cineva trebuie să-mi plătească cursa asta, da? Domnul administrator! Faci afaceri cu locul de veci? Să afle tot orașul, ce porc ești. Așa e, că am auzit de dumneavoastră vorbindu-se la radio. O să vă rețin două clipe? A vorbit despre mine la radio? A spus Tache la toți ce învăț. Dați-mi banii. Tache, voi aici cimitirul. Domnule, nu mă interesează. Tache, vino aici! Nu pot, nu pot, mă așteaptă de funcție, să las stup.
Tache, ia-ți o groapă pe tarlaua țiganilor. Parasitule, crepața roche și inima aia ta nu ai. Prezența ta luminoasă. Stă mâna să vorbești. Înfipta moț în vârf. Bună ziua. Noroc. Ce, am urât? Știi că nu e mare filozofie să tai cu lopata. Eu mă gândesc mereu că îngrop cartofi. Adică vă bag în groapă ca pe un cartof. Greșit. Mă bagi cu foarte multă grijă. Mă numărul urducă și mă... Ce-ți trece ție pe îndobleacul ăla e treaba ta. Ba, e și ama tale. Pentru că eu mă gândesc așa, dacă nu cauți alt gropar, dricul dispare. Tot pe bucăți cum a sosit. Tu crezi că mai pasă mie după aia cum o să mă îngroape pe mine pe Păfălău și fiul? N-am pe nimeni să mă controleze după aia. Și atunci? Și atunci ce? Îmi vreau groapa înapoi. Eu n-am relații, n-am nimic, n-am decât banii ăia și pe tactul care să mă sprijine. Ăsta e locul, a? Da. Înțeleg de ce vă e greu că l-ați pierdut. Nu să înțelegi tu, când nici eu nu înțeleg câteodată. Păi semănăm și eu vreau locul meu pe firmament la tata. Păi tu l-ai? Tu ești acolo sus, tu ești și fiul. Funcționează, dar are o sunerie să topace în... Să trăiești. Vreau să-i pun cutie de viteze. Șeful zice că nu. Și avea bani. Am eu. Dar o să fie gata într-o lună, sigur. Bijuterie fac din ea. Și-o și vopsești. Necometalizat. Auzi, Pândelă? Dar tu o să vii la mine la mormântare, nu? Păi, aș că am venit. Dar nu știu ce fel de om ați fost. Ați fost om bun? Bun. De ce să nu fi fost bun? Păi și atunci de ce n-aveți prieteni? N-am fost sociabil. N-am prea ieșit pe stradă. Nu v-au plăcut oameni? Ei nu m-au plăcut pe mine. Ăla care te poacă în groapă, nu poți să o suferi. Dar la prieteni, la rude, la cunoștințe, la... Le spui să vină la mine în mormântare, da? O să fie mâncare multă, băutură, fac pomană mare. Mă gândeam eu că nu poți să fii decât lângă prințesă. Ce zici? Cine o să mai fie ca tine? Am zis că dau eu banii pentru... Cutie! Asta e bine. E bine că stăm cam pe geantă cu finanțele. Am făcut un deviz. Ai văzut crucea? Ia, hai! Păi nu ziceam, domnule, să fie din piatră? La cât de mare e din piatră, mă, tache. Îți trebuie autorizație de construcție, planuri, arhitect. Nu mai spune, e mai bine așa. Simplu, dar sigur. Mi-ar fi plăcut să zică ceva de etern, de veșnic. Aici zace. Ai, ești tu, chitibușară. 46. Ce 46? M-am născut în 46. Mai mult, dacă mă scris că la scara istoriei mai contează flinticul ăsta de ani. Și mă cheamă Costache Neagă. Tache îmi zice numai... Bine, mă, Tache, Costache, ce mă s-a scapricile astea? Faptul că are 2 metri nu te impresionează, măi, Tache, mă. Ia uite. Ia uite. Ha? La asta nu mai vreau comentarii. Marfă de Italia, ecologic. Da, destinul care bate la ușă, Beethoven. Stați dracu' italienești. Nu-l probezi? Hai să vedem coloanele. Îți place, a?
Ne lipsești, Tache. Ce scrie aici? Are un parfum așa. Asta o să se cânte. Pot să vă rog ceva? Opriți-l, vă rog frumos, că nu mă simt prea bine. E normal, bă, Tache, că nu te simți bine. Ai cancer. Dar mă faci și pe mine să mă simt prost. Dă-i așa tot cheful. Hai să te înveselesc. Ia uite. Îl probezi? Ia. Hai că sunt și eu curios. Ia. Uite aici. Așa. Așa. Ține. Lasă-mă, băi, Tache, tu nu știi că oamenii când mor intră la apă. Tu n-ai văzut ce mici par în sicriu? Mort o să-ți vină perfect, crede-mă, ce Dumnezeu. Alta e problema. Ia uite-te pe asta. Ideea e că toate astea ce ți le-am arătat, costum, cruce, coșciug, flori, fanfară, te-a saltat rău la buget. M-a saltat? Măcar să-mi rămână pentru pomană. Și să-mi iau și groapa înapoi. A, și am fost și la primărie. Îți dai seama, am uns în stânga, în dreapta, în sus, în jos. Băieții sunt de acord să preiau eu cimitirul, numai că le trebuie un motiv ca să-l zboare pe Nestor. Înțelegi? Îți dai seama cât m-a costat și asta. Da? Cât? Lasă, bă, Tache, asta e investiția mea. Tu ocupă-te de Nestor. Să mă ierți. Tache, te iubesc. V-am adus... Iartă-mă că am dat groapa aia. V-am adus asta. Te-am visat azi noapte, Tache. Eram la dulap și făceam... Ce? Treaba mea ce făceam. Și atunci a apărut la fereastră. Parcă erai viu. Era vodka. Parcă asta aveți, nu? Dar zi-mi că m-a iertat. Da. Atunci o bei cu mine. Eu nu beau. Nu beau nici eu. Florile. Ca un tub de flori. Muzica aia care cânta. Crucea aia înaltă. 2 metri de cruce. Domnul Nestor, mi s-a făcut frică. Thank you.
Ia pe garofă, aranjează-le și pe asta. Alo. Ce faci, domn Tache? Vii de la biblioteca, ai? Reviste porno. Păi știu că am și eu, dar de când s-a dus răpăsata, le țiu pe masă. Dar tu unde ești? Caut voci de femei. Cum dau degeta? Pe centură. Alo, alo, unde e centura? Știți că n-am mai fost la curve? De când m-am curcat cu Mieluca, sunt aproape 2 ani. Înainte mergeam tot timpul. Ți-am spus că în tinerețe eram țeapăn. Băgase în spaima în centură. Hai, hai, grăbește-te că să duc și fetele alea la odihnă, la refacere. Dar tu ce ai fă? Tragi pe nas de rezist așa? Nu fă, mi-mi place să mă... Pensionare aia, o chestă emoțională? Fă proastă, ăsta e Bobby. Are pe centură mai mult decât ai tu pe buletin. Să rămână și sere! A, văd că v-ați înnoit personalul de când n-am mai fost eu pe aici. Din ce vrei? Tu nu primești nimic, ești obraznică. Ah, Ninet! Fata, sunt cu un prieten. Ăsta sărăcuțul n-a mai prins de ani de zile o zbotoceală, înțelegi? Locău pe Geta! De ce, Pisi? Aia e mai bună? A plecat. Nu mai țin bojoci. Băiatul e cu mine. Bună. Eu sunt Mineta. Ești timid? Sunt gropar. De o măsa, Bobby! Ce-i dragă? Îmi trimis un gropar beat. Nu e dragă! Te spui după afițerea de administrator, că îl spui până ochi. Nestor? Da. Îl cunoști pe Nestor? Da. Nu-ți fac nimic, stai. Păi tocmai, că nu faci nimic. O noapte întreagă mi-a plâns pe umăr ce curvă e nevastă sa. Și că-i face copii cu alții. Vezi, Doamne, de asta este impotent, dar puțea băutură ca un cazat. Mi-a făcut papițul o noapte întreagă. Policescu, plecam, gata. Vă aștept la mine la mormântare. O să fie o frumusețe. Eu vă spun. Pe toate vă aștept. Da, da. Întâi să te vedem de pus. Natache, o să o fac. Dar să știi, doar de dragul lumea ta. E o prostie. De ce? Pentru că o să apare în toate ziarele, în toate gazetele. Cum te tăvălește Nestor pe vorbinte. Și reputația ta de văduvă cinstită. Cu ea cum rămâne vă? Păi, Natache, Mata, vorbești cu fotograful, să nu mă ia din față. Nu, să te ia pe la spate. Da. Păi, da, da. Așa o să fac. E o absurditate. Nestor, profanator de morminte? Păi cine? Cine o să creadă prostia asta vreodată? Toți, dacă se dă la ziar. Dar tu ce ești așa de țâmnos? Doar nu ție ți-o trage Nestor. Doamne, apără. Ne vorbecescu. Mata, ești gelos? Nu se pare așa de drăguț, nu mai fost gelos nimeni pe mine. Hai, mă. Hai, mă. Băi, prins și firmamentul, da? Așa, să vadă toți acu' e minunea. Hai. Tache, hai la ședința foto. Hai că ne imortalizăm. Hai că dacă iese bine, punem mâna și la costum. Nu-mi plac pozele. Hai, bă, hu, gata, hai, lasă, hai, hai. Ce zici, bă, Tache? Ha? Ia uite, bă. Ai văzut ce mecanici buni am? Băi, Pandele, hai, gata, du-te în garaj să faci curat. Așa. Băi, Tache, uite, vezi, de-aia sunt eu firmă de lux și alții nu. Zi, ai nevoie de ceva de la mine? Da. Domnul pozar, vreau să vină la mine în cimitir până la 9 seara. Eu? Dar ce-am făcut? E vorba de o poză, două. Lasă-mă că o să vină. Altceva? Vă
Faina, Bobicescu, cum te uiți la mine. Mă fac să mă rușinez. Hai, că ce vrei să spui? Că nu s-o fi uitat nimeni niciodată la tine așa. Da, pe bani, nu. Lasă, domnule, fata în pace. Da. E ceva pe tine să nu răcești. Care-i semnalul? Păsărica? Zicea că vrea să-i arăt cimitirul. Ce vrei să-ți arăt? Încă nu știu. Ce-i tu mai bună înăuntru, a? Stăm puțin și întreabă. Unde? După ei, în cimitir. Dom'le, nu te supăra, dar eu în cimitir nu intru. Păi și poza cum o faci? Nu știu. Nici nu se știu, domne. Tu parcă nu gemeai în halul ăsta. Asta se preface. Așa-i. Se preface. Bine, doamna, poartă-te civilizat, ce Dumnezeu? Hai, domne, grijă, că costă mult! Domnule, te rog frumos! Pe ce buton apăs? Pip! Domnule, te rog! Păi nu mai e, domnule! Domnule, mai e? E gata. Mi-a plăcut. Toate scurve, așa să știi. Cum bei cafeaua? Cu lapte și mult zahăr. Dacă vrei să plec? Nu. Cum să pleci, nu? Știi, mă gândeam, aseară am fost bun. Nu? Bun? Deci de an n-am avut așa orgasm. Da, nici eu, să știi.
ce mă, Tache? Tot e supărat? Omule, să știi că există soluții la orice. Adică, uite, ia-și tu cazul meu. Eu credeam despre mine că sunt potent. E bine, nu sunt. Păi și, adică, contează cum te poziționezi față de problemă, înțelegi? Și revin iar la cazul meu și zic că eu azi noapte m-am poziționat corect. Așa și tu. Acum, înțelegi? Ai văzut ce cruce mică are doamna? Dacă te pune aici pe tine lângă și îți facem o cruce mare, frumoasă, care se vadă din depărtare, al cui crezi tu că o să zică ăștia că-i mormânt? Al ei? Hai mă, să fim serioși. Înțelegi? Să-ți trăiască, franțuzeică. Ia. Ce? Te duci la ginecolog? E Geta. Proaspăt angajat. O să conducem împreună afacere. Câți copii am și cu cine? Uite, mă, frate, de când a făcut omul găina? Frate, mă, frate. Ce faci, Tache, să trăiești? Ia zi, băiatul, zi. Dă-mi vestea cea bună. Ai rezolvat-o, da, da. Adică o să fiu îngropat aproape acolo. Adică tot acolo. Adică alături puțin, dar tot acolo, mare tot. Treci peste detalii. Zi de Nestor. Păi ne-am împăcat, că toți greșim. Asta înseamnă că ce? Adică ce e cu cimitirul, cu afacerea noastră? Înseamnă că nu mai e cazul. Ce nu mai e cazul, mă? De ce vă supărați, domnule? Dumneavoastră nici nu voiați cimitirul până să nu viu eu cu propunerea. Cum adică eu muncesc ca să-ți finanțez înmormântarea și tu ce faci? Mă lași baltă sau ce? Erau banii mei. Banii tăi? Da. Să te duci, dracu, cu banii tăi, cu tot, ai înțeles? Eu să-l văd ce-mi faci ăsta. Ce 6 milioane, mă? Ce mii, mă? Să te duci, să ții toate rahaturile de la mine din curte și să dispari, gata. Tache, un singur lucru să-ți intre bine în cap. Tu, Îndricul ăla, nu intri nici viu, dar mai ales nici mort. Să te ducă la groapă cu taxiul. Ia uite-l, bă, ce soi o banii lui. Ce bani, mă, ce bani, ce bani. Care ce, mi-ai dat tu bani? Ce bani mi-ai dat tu? Să trăiți. Tu ești comanda? Da. Bine. Alo, domnișoară, mai aveți o mașină pentru răcăruiașilor 5? Dacă vii la noapte, dăm o tură cu prințesa. Mulțumesc.
Ce faci, mumie? Faci plimbărica de seară, da? Poate mai dăm o tură și altă dată. Nu. Ce prost! Auzi, mă, hai să luăm grilă și-l ducem la firme. Lasă că-l luăm altă dată. La ce le trebuie crucea, mă? Aoleu, cu radei mele să-l încălzești și eu. Mâncăță-și ciocul tău. Dește la care te-ai dă, fii meu, mă? Nici n-am dat în tine și te doare. Amul, moare mușul să n-am părt. Ce faci, Jean? Sună un prieten. Cărelul de aici că frige. Unde-l duceți, mă? Unde-l duceți? La morgă. Încă n-a murit, mă. N-a murit. Păi încă n-am ajuns. Bobicescu, banii pentru pomană în ladă. Să iei după toți. Da? Aia de lângă perete. Mă vedeți? Unde sunt? La spital. Ați avut o apendicită cu complicații, dar vă pune țepe de pe picioare. Mai doare puțin. Îi spuneam și prietenului dumneavoastră, aveți o sănătate de invidiat? Eu? Nu, domnule. Eu trebuie să mor, am termen, am investit banii. Nu, domnule, stai liniștit, n-ai nimic. Am cancer, domnule. Dumneata, cred că la cap ai ceva. Spun! În două luni! Stai liniștit! În două luni trebuie să... Stai jos! Soana! Lăsați-l pe mine! Stai, domne, liniștit! Stai patolit odată! Te rog eu să răspunzi, răspunde! Răspunde, dragi, te rog eu! Alo? Alo! Faci, iată ce se încură, că nu l-aud, nu l-auzi. Dache? Nu e Dache, e albă ca zăpada. Bobiță, zici să nu uite ce mi-a promis pe centură, mi-e dator. Da. Auzi, Dache, a ieșit din spital, tu? Trebuia să ies azi, dar n-a apucat. A dat ochii peste cap. Alo!
Mi-a făcut o serie de gânduri că te-a lăsat baltă noaptea aia. Ai avut mare noroc cu Bobicescu. Știi că el te-a dus la spital. Mai bine m-a lăsat să mor. N-am cancer. Da, am aflat. Am auzit că ai primit tare prost veste. Și că au băgat ăștia antidepresive în tine. Hai să vorbim de ceva mai vesel. Așa. Bobicescu, ce știi de el? L-ai văzut pe undeva? Păi ultima oară când l-am văzut, alerga cu sticlă de șampanie în brațe. Erau și niște fetițe cu el, poate îți face vreo surpriză. N-am chiar dat nicio surpriză. Mi se face rău când mă gândesc că am pierdut absolut totul. S-a ales prea pură tot. Dar arată bine, prințesa. A? Te las să tai cât o să o conduci? Dar pe numai a lui. Am cumpărat-o de la Albătrân. Ți-a dat-o pe follow? Cu ce l-ai la mână? Chiar cu prințesa. Nu-i prindea bine să se afle că n-a fost al lui Lady Di și a fost al lui Jivko. Mare excroc. Trebuie să iei și firma. Păi am luat-o. Să știi, Natache, atât m-am rugat să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă n-aveai mai ta ideea cu flagrantul... Te mai ruga atât. Cine ne-a luat cancerul? Domnul a dat, domnul a luat. O să-l sun pe Bobicescu. A trecut pe aici cu fetele. Zicea că te așteaptă și pe mata să mergeți în grup la mare. La mare? Cu ce bani? Zicea că are ceva puși deoparte. Ne-ai murit, mumie, dar am dus mocă la spital și am cam scăpat de tine, a? Hai! Poate-te-l pe domnul Tache! Ce bine arăți dacă ești odihnit! Hai, bă, să-ți dau niște flori frumoase! Hai, bre, chiar da și la prietenul lui Matale. Care? Bobicescu? Bre, era om serios. Păi, să știi că l-a stricat jartele alea după centură. Mă uitam la el, ce s-a scofâlcit? E în cimitir? Păi da, unde să fie? Tu ești sigură? Păi, pe unde să iasă? Indigestie, dragă, dă-i ceai de mușețel și basta. Sunt niște copii, nu-s bibelouri de porțelan. E, te flioșc. Hai, că-am treabă. Hai, pa. Mă disperă pafalăul ăsta. S-a dus cu aia mici la munte și mă tot freacă cu telefoanele. Ce s-a întâmplat aici? Una altă. A preluat pafal meu cimitirul de la ex-ul. Eu sunt un administrator. Și lucrușorile mele aveam și o cruce afară. Păi le-ai trimis-o tu pe matracuca aia, Nineta, să-ți ia cruce, zicriu tot, că e urgență? A lăsat doar tablele, că n-avea nevoie. Auzi, ia dă-i tablele. Bobicescule, mi-ai vândut tot nenorocitul dracului. Îl omor cu mâna mea. Dau eu de tine, țap, bătrână. Nici mormânt nu scăp de mine. Nineta?
Gioi care apă, că n-are pe nimeni amărâtul. Dacă nu era crucea și coșugul matale, îl îngropam ca un câine. Că te-a iubit, Tache. Și zicea, Tache, Tachiță, când ești, Tache, din spital, și-o dăm și noi o tablă. Medicii au zis că a murit de la alcool, supradoză. De eu știu mai bine că eram acolo, în brațele lui. A murit săracul de inimă rea când i-a zis la telefon vaca aia de la spital că ai dat colțul. Nu înțelegeam ce sta țapă lângă mine și nu-mi face nimic. Și apoi m-am dumirit. Murise săracul cu telefonul în mână și numele tău pe buze. Nineto, cumva eu am luat o raznă? Nu știu, neata chiar. Medicii ce zic? Medicii? Dau să știe ei ce și cum. Știi ce? Dăm o tablă? Tablă? N-am mai jucat de nu știu când. Nu-i pare. Unii au noroc, orice ar face, cum o dau, cum o întorc, tot bine le merge. Au noroc și mormânt. Eu n-am mai avut noroc nici de cancer. Las că ai Lazar, iată. Două, am să luăm. Auzi, Natache, acum cât geta-i la casa ei, nu-mi faci mie trampa să iau post în cimitir? Poate mă aleg și eu cu unul bazat. M-am pensionat, așa că nu pot să te rezolv. Pare rău. Zău? Păcat. Da, de cimitirul ăla nou pe care îl face băiatul Pafălău, știi ceva? Cimitir nou? Sau și gropar nou? Thank you.